Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine. Amin. Thank you.
Nu pot să nu mulțumesc corului copiilor pentru gestul lor atât de frumos în această dimineață, străduindu-se să prezinte această cântare frumoasă și în acest mod prin semne. Pentru că avem în mijlocul nostru un tânăr, Beni, care din punctul acesta de vedere are această deficiență și dorește din toată inima să încheie legământ cu Domnul. Și el și-a invitat un grup de prieteni ai lui, care sunt aici împreună cu noi în această dimineață, și aș vrea să se ridice în picioare acest grup de tineri. Uitați ce grup frumos! Îi salutăm cu toată dragostea în numele Domnului Iisus și Domnul să-i binecuvinteze. Dumnezeu are mișloace să vorbească inimii omului și în felul acesta. Fiți binecuvântați de Domnul și mulțumim, dragi copii! Mulțumim pentru gestul vostru frumos, interpretarea voastră frumoasă acestui cântec. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Ce frumos este să te poți pleca și să înțelegi. Să-L poți înțelege că așa a făcut Domnul Iisus și așa ne-a învățat El. Pentru că toți suntem oameni și Dumnezeu a așezat în noi duc de viață din sine. Că unii au o vorbire mai deslușită, că alții o au mai încălcită, că alții nu o au deloc. Cel care o are să știe să vorbească și celui care nu o are. Și cel care e mai isteț să știe să aibă răbdare cu cel poate care are nevoie de mai multă atenție. Dumnezeu să ne binecuvinteze!